Episodul 2 începe cu cei patru în rulotă. Cineva bate în geam, iar Jim vrea să-l lase să intre, însă Boyd îl asigură că cine bate nu este uman. Boyd îi explică lui Jim că talismanele îi vor proteja. El îi spune că și în oraș îi agață talismanele în geam pentru a opri monștrii. Creaturile dau în continuare târcoale rulotei, iar Christy are un atac de panică. Ea se teme de ce se va întâmpla dacă talismanul va cădea. Kenny și ceilalți se grăbesc să ajungă la Colony House după ce întunericul i-a prins afară. Ei ajung în cele din urmă, dar cei din casă nu vor să le deschidă de teamă ca creaturile să nu intre în casă. Un grup de oameni siniștri se apropie, iar Kenny trage cu pistolul într-unul, însă fără niciun rezultat. Cei din casă le deschid până la urmă ușa și în felul acesta reușesc să se salveze. Donna, șefa casei, urmează protocolul și dă ordin ca cei noi veniți să fie legați cu mâinile la spate. Ei sunt speriați pentru că nu înțeleg ce se întâmplă, dar se conformează. Jade s-a lovit la cap când alergau să se salveze și este inconștient. El este legat de pat, deoarece nu știu cum va reacționa când se va trezi, având în vedere că este sub influența drogurilor. Donna o asigură pe Tabitha că nimeni nu vrea să-i facă rău, dar fiecare om nou care ajunge aici reacționează diferit, așa că este nevoită să-i lege. Julie este legată de scaun în bucătărie. Ea este terifiată când un bărbat înalt și ciudat, Victor, vine să ia o conservă cu piersici din cămară. El spune că nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp ca două mașini să ajungă în același timp aici. Fatima vine la bucătărie și cere lui Victor să plece deoarece o sperie pe Julie. Ea îi spune lui Julie despre Victor că pare înfiorător, dar este inofensiv și se află aici de foarte multă vreme. Mai târziu vom afla că el este cel mai vechi în oraș. Fatima vrea să-i arate că poate avea încredere în ea și o dezleagă pe Julie. Ea o duce și îi arată camera ei, apoi îi explică că țin ferestrele acoperite, pentru că în felul acesta monștrilor le este mai greu să le păcălească mintea. Fatima îi spune că atâta timp cât talismanele sunt agățate în perete, iar ușile și ferestrele sunt închise, ei sunt în siguranță. Kenny nu este de acord cu faptul că cei noi au trebuit să fie legați, iar acest lucru îl bagă într-un conflict minor cu Ellis, fiul șerifului Boyd. Părintele Katri intervine și îi calmează pe cei doi. În clinica din oraș, Sarah aude niște voci care îi spun să mutileze cadavrul celui pe care l-a ucis, pentru a părea că monștrii au făcut-o. Donna încearcă să o facă pe Tabitha să înțeleagă ce se întâmplă. Ea îi povestește că același lucru ca familia ei a pățit ea împreună cu sora sa. La fel ca ei, ele au dat peste același copac din mijlocul drumului și o mulțime de corpi zburau deasupra lor. Tabithei este greu să creadă că monștrii chiar există, dar Donna povestește că ea și sora ei au ajuns când era deja seară în oraș, iar un bărbat s-a pus în fața mașinii lor. Sora ei a luat pușca și s-a dat jos la el, țipând și amenințându-l, dar bărbatul stătea pe loc și zâmbea, apoi a jupuit-o pe sora Donei cu mâinile goale chiar în fața ei. Când o altă creatură se apropia de mașină, Donna a fugit și s-a ascuns în niște tufișuri. După ce i s-a mai limpezit mintea, încă o auzea pe sora sa țipând. Din spusele ei, acestor creaturi le place să vâneze și să tortureze, să ucidă foarte lent și dureros. Tabitha este îngrozită de cele auzite, iar Donna îi spune că au avut noroc că au ajuns ziua, pentru că oamenii au venit și i-au ajutat. Înapoi la rulotă, Christy reușește să-i scoată fierul din picior lui Ethan. El se trezește și îi spune tatălui său că a avut un vis în care a văzut mai multe desene. Din ce povestește, se pare că Ethan descrie camera lui Victor. Sarah îi spune fratelui ei că nu a avut de ales și ne întoarcem la clinică unde vedem cadavrul mutilat. În plus, Sara a lăsat și ușa deschisă, iar monștrii au apărut în pragul ușii zâmbind. S-a făcut dimineață, iar Tabitha și Julie ajung la rulotă. Ele se simt ușurate să vadă că toată lumea este bine. Kenny ajunge la clinică și vede că ușa este deschisă. Toți care erau în clădire au fost măcelăriți, inclusiv tatăl lui Kenny. În finalul episodului, Boyd îl găsește pe Kenny în pădure. El taie un copac pentru a face niște piese de șah în memoria tatălui său și îl întreabă pe Boyd dacă a observat că monștrii nu aleargă niciodată, ei doar merg, apoi completează și spune că au rămas fără mutări pe tabla de șah. Boyd se întoarce la secția de poliție unde șterge o placă pe care nota zilele fără incidente. Ethan se uită pe fereastră și vede un băiețel îmbrăcat în alb care îi face semn să tacă din gură. Pentru mai multe videoclipuri, nu uitați să vă abonați!
Nu uitați să apăsați clopoțelul și butonul de like.